Conducerea Colegiului Național Roman Vodă trage linie în ceea ce privește performanțele elevilor la olimpiadele județene și naționale, rezultate cu care se mândrește. Elevii acestui prestigios liceu aflându-se ca performanțe printre cei mai buni elevi ai țării. Elevul Rareș Palenciuc a obținut mențiune la Olimpiada Națională de Matematică și medalia de argint a Societății Naționale de Matematică. Elevul Palenciuc Rareș, elev la clasa 6A de la Colegiul Național Roman Vodă, a obținut un rezultat, spun eu, mai mult decât onorabil, pentru că la Olimpiada Națională de Matematică, din partea Ministerului Educației Naționale și a Cercetării Științifice, a obținut mențiune. Asta înseamnă că s-a calificat în primii elevi ca fiind dintre cei mai buni elevi pentru obiectul matematică, iar din partea Societății de Științe în Matematică a obținut medalia de argint. Este și meritul profesorului de matematică Gabriel Constantin, care l-a pregătit pe elev pentru olimpiadă. Rareș este un elev deosebit care participă la activități nu numai științifice, didactice, ci și extrașcolare. Noi ne bucurăm că avem un asemenea elev în școală. De altfel, el nu face altceva decât să adune în rândul celor elevilor de la Colegiul Național Roman Vodă noi premii și rezultate frumoase pentru ceea ce înseamnă performanța roman vodistă. Un merit deosebit îl are și domnul profesor Gabriel Constantin, cel care l-a pregătit pe elevul Poleciu Crareș pentru obținerea acestui rezultat deosebit. Rezultate de excepție au obținut și elevii Teodor Băltoi și Radu Ghiță la Olimpiadele de Informatică. De la Roman Vodă, într-adevăr, au mai fost elevi care au avut rezultate bune la matematică și aici mă refer la, imediat vă și spun care sunt elevii, Băltoi Teodor, elev care, așa cum știți, a participat și la Olimpiada de Informatică, deci două Olimpiade Naționale. De asemenea, Ghiță Radu, iarăși un elev foarte bun care participă constant la concursurile școlare, nu numai de matematică, și fizică, istorie și alte obiecte la care s-au desfășurat concursuri școlare. S-au centralizat și rezultatele la Olimpiada Națională de Neogreacă, unde Simona Miron a obținut un rezultat deosebit. Îl avem pe Andrei Manolache cu mențiunea specială la chimie, la fizică cu medalia de bronz pe George Chiriac, așa cum spuneam, Rareș Polenciuc la matematică cu mențiunea dată de minister și medalia de argint, Diana Hușanu, premiu special la latină, Simona Miron, premiu special la religie ortodoxă, Pintilii Ioana, iarăși cu mențiune la Olimpiada Națională de Lectură. Teodor Băltoi are medalie de argint la informatică. Iar în final, acum ne-au venit și rezultatele pentru Olimpiada de Neogreacă. Elevii aceștia au fost pregătiți de profesorii Romeo Merfea, Gheorghe Irimia, Nicoleta Tudor, Roxana Prisecaru, Florin Moldoveanu și Aurica Enescu.